Ne-am întors în direct la News Hour with CNN. Românii își vor putea cumpăra anumite antibiotice și antifungice fără rețetă, dar numai doza pentru 72 de ore. De asemenea, medicamentele vor fi eliberate doar în anumite condiții. Un ordin al Ministerului Sănătății intră deja în vigoare, stabilește lista medicamentelor și procedura de eliberare a lor, dar și un nou tip de rețetă specială. Conform modificărilor recente, tratamentul trebuie să fie eliberat doar pentru 3 zile, adică o doză de urgență. Însă, cei care achiziționează sunt obligați să completeze o declarație pe propria răspundere, potrivit căreia nu au ridicat din altă unitate farmaceutică cantitatea maximă aferentă dozei. Asta înseamnă că timpul petrecut de fiecare client în fața ghișeului va crește. Noi nu putem să dăm la cerere, ci doar dacă se impune situația. Este o urgență. Omul nu are acces la medic, nu are acces la cabinet, e în timpul sărbătorilor. Este un acces dentar care îl vezi cu ochiul liber și da, ok, îi dai omului ca să ajungă la medic să-și ia rețeta. Dar, repet, sunt situații excepționale. Am avut colegii de ale noastre amenințate de-a dreptul că vor lua bătaie sau vor fi diferite măsuri luate. Ca să dăm un antibiotic pe o doză de urgență, noi trebuie să completăm o fișă. Este o fișă de asistență farmaceutică în situații de urgență. Și aici vom completa absolut toate datele de identificare ale pacientului. Îi facem o anamneză, respectiv vedem exact dacă este cazul și se impune, îi recomandăm ce să facă și, bineînțeles, următorul pas este controlul medicului. Mai departe, pacientul completează singur declarația pe proprie răspundere și abia mai după ce este totul pus la punct, totul va veni într-un dosar și noi răspundem, practic, pentru eliberarea dozei de urgență. Și ar trebui să amânăm antibioticul fetiței pentru că nu ni s-a dat antibioticul. Dar cum vi se pare acum această situație? Și eu sunt cadru medical și respect decizia. O echipă Antena 3 CNN a mers din farmacie în farmacie pentru a afla cum vor fi eliberate aceste doze de urgență. Și dacă vine în weekend, se iau de la dumneavoastră, cum dați? De urgență, da. Completați un formular la noi de urgență, pentru 72 de ore. Toate datele dumneavoastră și se dă o doză de urgență. Și a intrat în vigoare chestia da. Asta? Da. Teoretic, deja s-a plecat, a intrat în vigoare, dar trebuie să mergeți cu ei la medic. Adică numai pentru urgență, dacă pacientul care se prezintă în farmacie... Pentru 3 zile ceva? Pentru 3 zile, da. Dar acum depinde de ce problema este. Un antibiotic poate să meargă pe o afecțiune sau pe alta. Da, am înțeles. Adică nu o să fie nicio nebunie, nu trebuie să vă îngrijorați. Dar cu o discuție prealabilă la medic. România se află pe locul 3 la nivel european în ceea ce privește rezistența la antimicrobiene. Într-un singur an, 4,2 milioane de români au avut rețetă compensată sau gratuită pentru tratament cu antibiotic.